Vrem vacanță în luna februarie 2023 pentru copii. Este mesajul celor de la complexul Montana, care se raliază de mersul lui Asociației Transportatorilor pe Cablu din România, cea care a lansat petiția în mediul online pentru reintroducerea vacanței din luna februarie. Odată eliminată vacanța din această lună, România devine singura țară din blocul comunitar cu relief montan care nu va avea vacanță de iarnă. Mai mult, asociația notează și faptul că lipsa vacanței copiilor din februarie poate genera și mai multe probleme economice, printre care temporizarea sau stoparea a noi investiții private în turismul montan, dar și dispariția unei profesii, monitorii de schi, care nu vor putea avea o activitate coerentă din 10-16 zile pe an. Până acum petiția a fost semnată de sute de susținători.